De acum încolo, copiii din satul Holercani, raionul Dubăsari, nu își vor mai petrece timpul liber pe drumuri sau în locuri nesigure. În localitatea a fost amenajat un teren de joacă la inițiativa partidului politic Șor. La evenimentul de inaugurare au fost prezenți deputați din partea formațiunii, autoritățile locale, părinți și mai mulți micuți dornici de distracții. Copiii nu au ezitat să testeze terenul de joacă imediat ce a fost tăiată panglica. Încântați și fericiți, micuții ne-au spus că au visat de mult timp la un astfel de loc pentru distracții. Tot e frumos, tot e colorat, are multe culori și aici totdeauna îți vinim. Îmi place terenul acesta de joacă, e foarte frumos. Și părinții s-au bucurat că localitatea lor se dezvoltă, inclusiv pentru a asigura condiții de joacă pentru copii. S-a așteptat așa ceva, că copiii au nevoie de distracții, copiii au nevoie de libertate. Ieșau aici în centru și chiar nu aveau cu ce să se juca. Dea domnul terenul de acestea să fie mai multe în Moldova. Mulțumim la cei care au contribuit. La inaugurare au participat reprezentanții partidului Șor, care au declarat că implementarea proiectelor sociale va continua în satele Moldovei. Eu sunt mândră că proiectele de infrastructură sociale s-au început să se realizeze deja nu doar în raionul Orhei, dar și în raionul Dubăsari și în alte raioane. Noi suntem obligați ca să facem tot posibilul pentru ei, ca ei să crească fericiți. Copiii sunt viitorul nostru și cred că cele mai mari investiții trebuie să le punem și să le facem în copii. La rândul său, primarul le-a mulțumit celor care au implementat proiectul atât de necesar în orice localitate. Copiii își regăsesc aici copilăria lor. Ne bucurăm și mulțumesc anume echipei Partidului Șor, Platformei pentru Moldova. Proiectul Câte un teren de joacă în fiecare sat a fost lansat de Ilan Șor la sfârșitul lunii iulie anul trecut. Până acum au fost construite și inaugurate în jur de 40 de terenuri în localitățile din peste 15 raioane ale țării.